Salut la soldații mei, ca și de obicei, ca și în fiecare zi, Victor vine cu câte un video frumos pentru voi și pentru lumea care se uită la noi și ne găsește niște persoane interesante. Aici mă aflu în parcul Ambiorix. În spate aici aveți Parlamentul European, unde mi-e degetul meu. Clădirile astea roată cu parcul ăsta frumos. Stau oamenii care conduc Europa, adică parlamentarii, senatorii, diplomații, lumea bună, spumă. Acolo în blocul ăla, la etajul 4, a fost vorba de asasinatul ăla a profesorului ăla chimist, de care v-am făcut video. De asta vă zic că aici, în prejurul la clădirile astea, la cartierul ăsta european, s-au întâmplat multe lucruri. Spionaje, oameni asasinați, atentate. Are multă istorie zona asta, Ambiorixul. O zonă foarte curată, foarte frumoasă, cu lume bună, unde vin și trăiesc elitele lumii, politicieni, președinți de Uniunii Europene, diplomați, care conduc țările europene, prin legi, prin reguli pentru care se pun pentru fiecare țară europeană, pentru fiecare european care trăiește în Europa. De aici vine puterea, fraților. De ce am vrut să deschid discuția asta, că de aici vine puterea? Pentru că toate puterile diplomatice a lumii se află la Bruxelles. De aici se rezolvă toate problemele pe alte continente sau în Europa. Vrem, nu vrem, acceptăm, nu acceptăm, e conducerea europeană care se ocupă de țările europene, care ne servește, ne deservește, ne place, nu ne place, dar suntem împreună, înțelegeți? Și mai bine să fim împreună, să muncim împreună pentru o Europa mai bună, mai prosperă, mai bogată și cu mai puțină influență din partea altor state puternice din alte continente. Știu, e un video poate care o să vă plictisească, dar o să vă arete legăturile interioare care le are Bruxelles cu țările europene, unde vin secretarii, senatorii, politicii, președinții, senatori și alte diplomați și persoane publice care vin aici și pun Europa la cale și alte continente pe care noi activăm. Să nu uităm că avem cel mai mare detașament de 5.000 de soldați francezi, belgieni, nemți, americani, dar numai 5.000 de soldați francezi, care doar francezi, fără să mai punem restul de naționalități care se află acum în Africa și duc o luptă contra terorismului.
Foarte puțină lume își dă seama că de aici, de la Bruxelles, se dă ora fix în toată Europa. Că de ei depindem toți. Și tocmai de asta am vrut să fac video asta, ca să înțelegeți și voi că orașul ăsta, Bruxelles, nu a fost ales degeaba ca să fie capitala Europei. Înțelegeți? Deci nu a fost ales degeaba. Aici a fost dezvoltată o infrastructură, ceea ce nu există nicăieri în Europa. O infrastructură, de exemplu, cum e sediul NATO, care a costat 3 miliarde de euro. 3 miliarde de euro. O structură care are buncăre atomice și acoperă peste 600 de birouri și birouri ovale și săli de ședințe și treatment reședință și reședințe interioare și pentru oamenii puternici, oamenii grei care trebuie să stai în securitate. Și aici uitați-vă în colțurile astea hoteluri în care trăiesc oamenii grei ai Europei, chiar și românii noștri care trăiesc foarte mult în cartierul ăsta unde stau și eu. Și stau așa și mă gândesc. Oare dacă nu era Uniunea Europeană, mai erau oamenii noștri pe aici? Dacă nu era tratatele astea de pace și tratatele astea economice și trăiam ca pe timpul lui Ceaușescu, când nu puteam să ieșim pe graniță, mai puteam noi acum, în momentul de față, să ne aflăm prin zonele astea frumoase care au atâta istorie? Și unii din cei mai grei oameni au călcat prin parcul ăsta, înțelegeți, minunat, care are o surfață foarte mare. De aia stau și mă gândesc că dacă eram tot ca pe timpul lui Ceaușescu, oare cum era? Stau și mă gândesc, dar cred că era nasol. Era nasol. Cred că tot rău trăiam. Pentru că n-aveam libertate. N-aveam democrație. Nu ne puteam expune. Nu ne puteam face unele libertăți care le facem acum. Cum le trăim acum. Nu eram o societate de consum cum suntem acum. Dacă eram o societate de consum pe timpul lui Ceaușescu, cred că era iubit, era cel mai iubit Ceaușescu, numai că omul opus, înțelegeți, opus pe ulița, pe șurub și o strâns pe săracii români ca să plătească datoria României. Înțelegeți? Ca să plătească datoria României. Cu sacrificiu a unor oameni care nu sunt de acord cu chestia asta. Pentru că erau tot felul de partide liberale care luptau contra comunismului. Înțelegeți? Vremuri grele. Vremuri cu care acum nu mai ne asociem. Acum suntem în societate de consum. Mergem dintr-un capăt altului a pământului în câteva ore. Cunoaștem fiecare colțișor din Europa pentru că ni s-a permis. Înțelegeți? Pentru că am acceptat să ne introducem în Uniunea Europeană. Cum eram de obicei tot timpul, pentru că de asta se numește Est Europa. Înțelegeți? Românii care vin din Estul Europei. Tot timpul sunt numite Estul Europei. Tot timpul a fost Europa, înțelegeți? Deci cuvântul Europa a existat tot timpul. O vrut, cine nu a vrut, conducători care nu au vrut, dar
Înțelegeți, până la urmă, tot o Europa a ajuns. O Europa unită, o Europa cu o economie puternică, din care noi ne întreținem familiile, avem șansa să călătorim, să le oferim o viață mai bună, niște spitale mai bune, niște condiții mai bune, mulțumită Europei, nu mulțumită conducătorilor noștri, care mulți se opun asemenea mișcări. Mulți vreau să se întoarcă înapoi la comunism, pentru că le convine mult mai mult, pentru că poate să fure fără să-i mai controleze nimeni. Înțelegeți cum stă treaba? Și noi care am trăit în Europa, bineînțeles, nu ne dorim așa ceva. Nu ne dorim o întoarcere la Ceaușescu, că dacă era o întoarcere la Ceaușescu, atunci era altă treabă. Dar vrem ca și noi românii să fim ca europenii de aici, din Belgia, din Franța, în care să respectăm legile, care să respectăm Constituția, să nu mai prostim oamenii, să nu mai ținem în dezacord, să nu mai îi ținem în spitale murdare, să nu mai ținem într-o viață murdară, când noi putem să le oferim ceva bun, în același timp care și ei care fură să poată să le folosească. Dar în greu, e greu, eu știu că e greu. Vreau ca multe, știu că vreau ca multe. De-aia când trăiești în Europa, înțelegi, ești prea deschis pentru toate lucrurile. De-aia vrei ca și în țara ta să se întâmple aceleași lucruri frumoase care se întâmplă și aici. Unde vin oameni importanți, apar oameni importanți, se ridică prin chestia asta, aducând oameni importanți, pentru că aducând oameni de elită pe teritoriul țării tale, faci tot mai cunoscută țara ta. Oferind mai multe lucruri, devii tot mai interesant. Așa au făcut ăștia aici. Au oferit, pentru că nu aveau ce să ofere. Înțelegeți? N-aveau o industrie cum aveau România, n-aveau petrol cum are România, n-aveau gaz cum are România, n-au munți, au și ei o mare și o țară de 12 milioane, în care au adus toate puterile lumii. La asta am vrut să ajung, ca să înțelegeți și voi povestea. Înțelegeți, dar o dau așa mai bandițești, ca să știți și voi, să înțelegeți și voi cum stă treaba cu Europa asta. Europa asta în care trăiesc 4 milioane de români pe tot globul ăsta pământesc, pe toată Europa, frate. În fiecare țară europeană, în fiecare oraș din Europa există un român. În fiecare pușcărie din Europa există un român. În fiecare casă de aici, din prejurul meu, există o familie de români, 100%, poate 10, numai pe strada asta în sus, sunt 10. Înțelegeți? Suntem dispersați în fiecare colț a Europei și a lumii. Și când întreabă lumea ce se întâmplă, de ce e așa, ne plângem tot timpul. Politicianul. Dar noi nu facem nimic cu politicianul ca să-l îndreptăm, să-l punem la respect. Adică să respecte Constituția, nu-i cere mai mult. Dar e greu, pentru că avem o administrație care e îndatorată. Toți care lucră în domeniul administrativ în România, e îndatorată, au credite pe la bănci pentru că și-o lua case, și-o lua masă, și-o lua mașină. Și niciunul nu vrea să-și pierde locul de muncă. Și aia sunt primii votanți cu partidele care fură. De ce? Pentru că nu-și vrea să-și pierde locul de muncă. Pentru că are un credit. Și acolo are un loc asigurat. Și din cauza la 2 milioane de oameni care muncesc în administrația română, începând de la militari, jandarmi,
poliție și primării, administrații care preferă să rămânem tot la stagiul ăla de lopată și târnăcop. Lopată și târnăcop ca în anii 80. Înțelegeți? Când a început să se construiască canalul. Oamenii ăștia, tot așa vreau să ne țină, ăștia 2 milioane care au credite, au datorii și mai sunt încă 1 milion de proști, 1 milion de proști pe lângă care îi susține. Înțelegeți? Avem nevoie să schimbăm tot ce înseamnă administrație publică în România ca să putem să-i dăm o șansă României. Până n-o să se schimbe toată administrația publică în România, înțelegeți, până la rădăcină, n-o să fie niciodată liniște. Trebuie niște oameni corecți care să conducă o țară cu consimțământ, că o face pentru generații. Ăștia nu fac nicio pentru generații. Toate țările europene nu și-au vândut recolta de grâu. Nici măcar Ucraina. România și-a vândut recolta de grâu și și-a vândut și ce avea pe câmp. Adică ce crește acum. Înțelegeți? În caz de o pandemie puternică iară din toamnă, din iarnă, România e în curul gol. În caz de un eșec de recoltă, România e în curul gol. De asta voi trebuie să înțelegeți că dacă nu ne schimbăm pe noi, n-avem cum să schimbăm unați. Prima dată trebuie să înceapă de la noi schimbarea. Dacă nu începe de la noi schimbarea, nu o să apară nici schimbarea în țară. Pentru că cei care trăiesc în România s-au obișnuit și așa, le place și așa. Și ce zici? Las că merge, frate, și așa. Merge și așa. Ce atâta schimbare? Ce atâta, înțelegeți? Așa suntem noi, săraci și proști. Pentru că ajungem să ne complacem în poziția în care ne găsim. Săraci și proști. Bineînțeles. Că dacă eram deștepți, nu ne aflam în poziția aia. Am lăsat brațele jos după ce la Revoluție a murit peste 1000 de oameni. Peste 1000 de oameni au murit. Oameni care s-au sacrificat pentru că astăzi să aveți o democrație și o Uniune Europeană. Au murit degeaba. Se întorc în mormânt. Să răsucesc. Pentru că noi n-am fost capabili să întoarcem sistemul. Ne-am complăcut cu Iliescu. Am acceptat pe Iliescu. L-am acceptat pe Constantinescu. L-am acceptat pe Ciorbea. L-am acceptat pe Băsescu. Am acceptat-o pe Elena Udrea. L-am acceptat pe Voiculescu. Și uite așa aș putea să dau mii de nume care s-au îmbogățit pe spatele României. Și noi am ajuns copiii Europei. Departe de casele noastre, trăind în chirie, prin Europa, neavând un viitor, fără niciun gând că vreodată în viața ta o să ai vreo pensie la bătrânețe, nesiguranța că cum o să trăiești la 40 de ani, ce o să se întâmple cu tine la 50 de ani, când tu nu o să ai ani de muncă sau pensia la care tu sper să te gândești, dar nu te mai gândești, că s-a evaporat.
din cauza sistemului care ne-a lăsat pe toți în curul gol. Înțelegeți? Și o să mă întreb așa. Acum am 38. Peste 10 ani. O să am 48. Da? Fără niciun an de muncă. Oh, ce s-a lovit săracul. Oh, ce s-a lovit. O căzut cu bicicleta, o dat o muie de pământ, de tot s-a zdrobit. Ce se face? Bine că a avut casca în cap și nu s-a lovit la cap. Asta e cel mai important. Acum un plâns în bun și trece. Îl vedeți în zona aia. De asta stau și mă gândesc, pentru ce să mai lupt? Și așa sunt un străin. Trăiesc de 20 de ani în Europa. Plecat. Să lupt pentru ce? Pentru niște hoți care nu sunt mai satră de furat. Pentru niște hoți care își îmbogățesc familiile, care își îmbogățesc partidele cu care fură, își dau putere și schimbă legi și schimbă constituții. Când noi, oamenii amăreți, nu mai visăm la nimica. Visăm doar să fim sănătoși. Atâta. Și că ne mai salvează Dumnezeu, că nu ne-a mai rămas nimica. Oful meu, oful meu sunt de 20 de ani în Europa. Dar nu-mi pare rău. Nu-mi pare rău. Nu-mi pare rău deloc. Dar mi-aș fi dorit să trăiesc în țara mea, lângă părinții mei. Unul care e acum pupat de moarte la spital, la paliative, și nu pot să mă duc să-l văd, și nu pot să mă duc să-l îngrop, pentru că și eu aici sunt tot într-o problemă cu soția mea, care și ea bolnavă de un cancer, operat recent. Gândiți-vă emoțiile și presiunea prin care trec ca persoană în viață din cauza la niște oameni care nu știu să conducă o țară. Ai un părinte într-un spital care nu poți să-l tratezi pentru că medicii nu au echipamentul care să poată să-l ajute, și atunci trebuie să te complaci cu situația că într-o zi trebuie să decidezi, dar trebuie să numeri calendarul invers de la 30 în jos, înțelegi? Nu de la 1 la 30. Și zici, bă, ce viață, ce rost, să mai lupți pentru ce, să mai mergi la vot pentru ce, să votezi pentru ce. Te complaci și rămâi aici, în Europa. Și trăiești viața aici, frate, și lași România în spate. Lași România în spate pentru că te obligă să o lași. Asta e treaba. Asta e situația prin care trecem noi, diaspora. Diaspora care suntem plecați, care suferim după părinții noștri, care e spăpat de moarte și nu-i putem vedea și nu-i putem trata în România. Și nu putem face nimica pentru că e stare de urgență. În spitale nu te lasă să intri din cauza la corona. La mormântare îți dă voie doar 2. Dacă mă duc de aici, din Belgia, cu avionul la mormântare la tata, trebuie să stau 2 săptămâni în carantină. Ce fac cu el? Înțelegeți?
Deci nu pot să particip la funerare, cum ar veni. Astea sunt durerile a unei persoane care trăiește în diaspora, care nu trăiește lângă familia lui, lângă oamenii lui, lângă rasa lui și trăiește în Europa, lângă Parlamentul European, lângă oameni cu o democrație curată și cu o curățenie curată, curată în ei despre corupție, credeți, ce înseamnă corupție, ceea ce la noi suntem în spate cu 60 de ani. Uite la plica a rămas și la relații. Sună pe Cutărescu, vezi, îi dau și eu ceva, au, înțelegi, cam așa este treaba la noi. Bine, nu trebuie să ne supărăm. Asta suntem, trebuie să acceptăm. Și când zici ești român, sunt român, frate. Te caracterizează după politicianul care l-ai tu. Dacă politicianul tău e hoț, așa e și aici la Uniunea Europeană. De asta vreau să ajung aici. Când politicianul tău e hoț, și aici îl strigă de hoț, aia la alții, care se luptă cu corupția. Credeți? Am ajuns într-un stadiu când nu ne mai putem scăpa de comuniștii și de securiștii care sunt în România. Trăim într-o situație în care nu ne mai găsim libertatea în țara noastră. Nu ne mai putem întoarce la familia noastră. Nici măcar să îi îngropăm. Da, păi simei vedem. Nici măcar să mai plângem după ei. Nu mai putem. Așa de rău am ajuns. Da. E vina noastră. E vina noastră că am ajuns aici din cauza lor, a politicului. Și ei vin și ne cer voturile. Eu am zis, fost ultima dată când am votat, nici nu mai votez, nici pe unul. S-a terminat. Eu, care eram un luptător, am rămas dezamăgit. Nici nu mai vreau să aud. Facă ciorbă, frate. Facă ciorbă dacă le place să trăiască în rahat. Lăsați-i, fraților, să trăiască în rahat. Voi căutați-vă o țară unde să trăiți bine, să trăiți ordonat, să trăiți în democrație, în curățenie, unde nu vă place să dați plicul, să sunați la ăla să vă rezolve aia. Mutați-vă într-o țară europeană care vă respectă cu adevărat, plătiți-vă taxele acolo. Aveți un sistem medical de 10.000 de ori mai bun. Nu intri, te îmbolnăvești cu alte bacterii. Intri cu o bolă, ieși cu 10. De multe ori e mai bine să faci o alegere în viața ta. Să renunți la România. Și eu o să promovez de acum chestia asta. Ca românul să părăsească România. Să-i lași și pe ăia care fură. Înțelegeți? Să rămână cu bătrânii. Să vedem cine pula mea le-a mai plătit taxele. Să vedem cine pula mea le-a mai plătit pensiile. Înțelegeți? Voi luați-vă și plecați. Căutați-vă un job, un loc de muncă în Europa. Și plecați, fraților. Plecați, nu mai stați. Că stați degeaba. Eu de 20 de ani tot aștept să se schimbe. Sunt de 20 de ani plecat. Nu mai am nicio speranță. Ce speranță să mai am? De la România. Dacă în 20 de ani nu au făcut nicio schimbare de când s-au plecat. Dar voi trebuie să știți un lucru. Mai bine plecați din România. Nu stați în România. Ăsta e îndemnul meu. Mergeți-vă, faceți-vă o viață peste granițe, unde aveți un spital bun,
unde aveți un sistem bun, care vă respectă, înțelegeți? Cum e aici, în Belgia. Te ajută, frate. Unde mai vedeți voi cum vedeți aici, în Belgia, la Bruxelles? Nu o să mai vedeți nicio țară așa socială cum e Belgia. Deși taxează, dar nu-ți pare rău că te taxează, înțelegi? Pentru că momentul când ai nevoie, este acolo pentru tine, înțelegi? Te ajută, îți dă. Când România nu mi-a dat nimica, nu mi-a dat nimica, tot eu le-am dat lor. Am plătit, am făcut tot ce a fost bun ca să-mi ajut familia să-i întrețin financiar. Deci tot eu am trimis bani, tot eu am plătit taxe, de care eu nici măcar n-am profitat. Am plătit 20 de milioane impozit la mașină, să faci un an de zile, nici măcar n-am umblat cu ea prin România. Cine a profitat de banii aia? Înțelegeți? De-aia vă spun. Plecați, plecați din România. Plecați, frate. Nu mai stați, lăsați-i cu pensionare. Să vedem după aceea ce o să fac. O să vândă toată țara și o să termine și o să ajungem ca Venezuela. Înțelegeți? Să mâncați din tomberoane, din cauza crizei alimentare care o să vină. V-am pupat, Victor, vă respect, duce de la Bruxelles, din lângă Parlamentul European de acolo, vedeți? Din lângă Parlamentul European, vă pupă, Victor, și aveți grijă de voi, oriunde vă aflați pe pământ, pe orice continent, și gândiți-vă bine să părăsiți România, să nu mai stați în ea, că n-are niciun rost. Faceți-vă actele, faceți-vă pe 10 ani, cum le-am făcut eu buletinul, pe 10 ani, ca să nu mai trebuiască să vă întoarceți numai când mergeți pentru vacanță. Atât. Mergeți să faceți cadouri, să vă vedeți familia, dacă mai aveți. În rest, să se fută între ei, să iei, să se violeze între ei. Înțelegeți, sunteți politicieni. Să se iei, să violeze între ei, împreună cu opoziție, împreună cu aia la putere, împreună cu președinte, să se iei, să se muiască între ei și să plătească ei pensii și taxe. Du-te să-i fută. V-am pupat și vă respect de aici la Bruxelles și aveți grijă de voi.